A fost un meci special aseară la media și tehnicianul pandurilor Cristi Pustai a avut prima experiență ca adversar al fostei sale echipe. Pustai a reușit să obțină revanșa după ce Gazmetan Media și-a învins pandurii în tur cu 2-1. Gruparea gorjeană a bifat victoria cu numărul 100 în Liga 1 după rezultatul de 1-0 pe terenul celor de la Mediaș. Antrenorul gorjenilor rămâne la Mediaș până mâine, iar joi urmează să revină la Târgu Jiu împreună cu jucătorii. Întrebat de jurnaliști unde se simte cel mai bine, Pustai a ținut să evidențieze că acasă este cel mai bine. Cum e acasă? Cum vă simțiți? E cumva să vin, dar n-am dormit la hotel, am dormit acasă, dar să plec imediat dimineața. Rămân astăzi, rămân și mâine și atunci o să-mi dau seama cum e acasă, după victorie la meci. Acum, după ceva timp, unde credeți că e mai bine? Unde? Acasă sau la Panduri? Acasă este întotdeauna cel mai. La Târgu Jiu îi lipsește familia și prietenii de la Mediaș. Deși se simte bine și pe banca tehnică a celor de la Panduri, Pustai spune că nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Ce vă lipsește la Panduri? Nu-mi lipsește, pot să zic. Ce era vorba de acasă, însemnând familia, însemnând tot ce... prieteni, intim. Panduri este un loc de muncă, unde îmi desfășor activitatea. Am și acolo oameni cu care mă înțeleg bine, am chiar și prieteni. Dar cred că niciodată nu o să spun că în altă parte e acasă. Cristi Pustai antrenează Pandurii Târgu Jiu de anul trecut. Tehnicianul de 46 de ani a venit la Târgu Jiu după demisia lui Petre Grigoraș. Cu Pandurii, Pustai s-a calificat în Europa League în sezonul trecut și a obținut titlul de vicecampioană.